Salut, camarazi! După cum vedeți, sunt aici, încerc să le aranjez, așa? Vreau să fac o ciorbică, am două piciorușe de miel aici, vedeți? Două piciorușe de miel, de ied, de fapt. Vreau să fac o ciorbică cu ele, așa? Mi-am cumpărat cam ce-mi trebuie aici. Am așa, am conopidă. Ia uitați-vă ce frumoasă e. Pun o bucățică din dovlecel, un ar de iaș, două bucățele de morcov, unul mic și o jumătate. Am un pic de păstrânac și țelină. Ceapă roșie și ceapă albă, vedeți? Și ce mai am pe aici? Am ștevie. O fac colorată cu ștevia. Așa. Hai că mă apuc să curăț, că e muncă multă. Trebuie, de fapt, să pun bucățile după aia la fiert. Acum o să vă curăț. Am și leuștean și pătrunjel, am și niște mazăre. Aici trebuie să mănânc. Am adus un kilogram de mazăre. Și trebuie să o mănânc, știi? Mă apuc să curăț aici, am și o bucățică de ardei așa. Ardei verde antioxidant. Hai că mă apuc să curăț aici și după aia pun cărnița la fier și vă arăt ce capodopere fac pe aici. E ora 4 aproximativ, am încercat să dorm, n-am reușit. Așa că m-a pus să gătesc, că durează vreo oră și ceva. L-am chemat pe îngerul meu păzitor să-mi pună la punct unitatea, computerul, ca să pot să fac live-ul de pe computer. Și nu știu, unitatea centrală are o mică problemă sau e ceva cu un fir. Trebuie să mă duc luni la un atelier de ăla de computere, știi, la care repară, că nu știu ce-o fi acolo. Oricum, m-aș fi bucurat să vă fac live-uri de pe computer, dar nu se poate. Uite, tai morcoviorul, curăț și pe ăsta micuțul, pun din toate, știți, ca să dea gust. Am și ulei de măsline, mai am adus de la Cristian, uite aici, Pietro Coricelli, tot ulei de măsline extra virgin, știi? Că s-au adunat, mi-a dat și camaradul meu de rock, fratele meu, Marian, mi-a dat și el o jumătate de kil, s-a adunat, da? Pun la fiecare mâncare câte o lingură așa de ulei de măsline în farfurioară. Dă gust și e foarte bun la sănătate. Am luat și ceai de talpa gâștii, stai că vi-l arăt imediat, stai să tai morcovul ăsta, tai micuț așa morcovierul cu bazuca e cea mai de bază. Uite aici am luat vâsc, știi, ăsta se pune la macerat seara în apă rece, dimineața să strecoară și să bea. Și aici am luat talpa gâștei. Talpa gâștei, foarte bun, foarte sănătos, e bun la multe afecțiuni, știți, vi-l recomand cu căldură, talpa gâștei. Așa, hai să tăiem ardeiașul, că ăsta are câteva semințe, dar nu prea multe. Așa, tăiem și, hai să o curățăm, țelină, o bucățică de țelină, că acum mi-am adus oala de la Cristian. Pot să gătesc ca lumea, mai mult că bag la frigider, știți? Îl bag în vase mai mici și bag la frigider și după aia doar o încălzesc, nu mai gătesc și așa fac și economie de aragaz. Gătesc o dată și mănânc 2-3 zile, știi? E mai practic și mai economic. Am tăiat și țelina, tai ardeiașul ăsta, că ia uitați și ardeiaș bun.
îl pun pe tot așa. Cred că mai mă duc luni la țară să mai aduc câte ceva, pardon, că brânză mai am și ouă mai am, dar să vedem, unii camarazi vor un pic de vin de la țară, mă duc să le aduc, poate niște brânză de capră, să vedem, trebuie să o sun pe doamna Mimi să pregătească sigur un kil de brânză de capră, te tai ardea și ăsta micuț așa, dar ăsta se pătrunde repede, că ăștia sunt mai mult apă ardei. Așa, după aia mazărea o să ne-am niște timp până o cură, dar asta e. Dacă vrem să vorba lui tăticu, dai un ban, dar stai în față. Tai o bucățică de dovlecel, mai bag și mâine sau poimine, bag câte un pic din toate, știți, cu economie. Tăiem aici cu grijă, cu bazuca, bazuca e de bază. Cea mai tare. Am mai găsit aici un cuțit, vi-l arăt acum, e foarte mișto, taie bine, dar e așa cam lat. E greu de manevrat. Stai că m-am luat cu vorba și am curățat aici. Asta e, stai că o facem curat. Adică, așa, tăiem aici și dovlecelul, tai mai mic așa, dar ăsta se face repede dovlecelul. Oricum îl tai mai mic. Dă gust dovlecelul. Uite, un cuțit așa, uitați ce mișto e. Ăsta e singurul care taie. Dar e mai... nu e așa de practic. Tai și o ceapă roșie. Ceapă roșie antioxidantă. Așa. O să iasă o ciorbică mișto cu legume multe. Cu două pulpișoare de ied. Iese la meserie. O facem ca de obicei, așa mai strângărește. Tăiem și două cepe albe. Așa. Cu răbdarea trecem marea. Diseară facem live după la 8. Toată lumea prezentă cu cățel, cu purcel. Sunt pe live. V-am zis că marți e marșul golanilor la ora 7 seara la universitate și la ora 2 e comemorarea mineriadei, tot la universitate. Cred că mă duc să filmez. De-aia vreau să mă duc luni la țară și după aia mă duc să filmez marți, marșul golanilor. Cam atât a rămas din golaniada. Numai marșul, mă ustur ochi. E ceapă bună de țară, de la Marinică, de la prietenul meu. Așa. Stai să văd asta că s-a umplut. Așa. Ștevia o pun la urmă. Aici tai o bucățică din conopida asta crocantă. Ia uite ce mișto arată conopida. Un kilogram are. Mănânc de 2-3 ori din ea. E mare. Mai tai din frunzăraia asta. Că și la frigider trebuie să am grijă, să pun totul acolo și acum trebuie să umple repede.
congelatorul e mai mare, frigiderul nu e foarte mare, dar merge, să faci treaba cu el. Așa. Dar o bucată bună de conopidă. Mie îmi place conopida aia. Una din legumele mele preferate, conopida. S-a cam fărâmițat, dar așa e conopida. O facem mai micuță. O facem micuță, dar gustoasă rău conopida. E una din legumele mele preferate. Hai că mai tai o bucățică, că după aia, dacă stă prea mult, își mai pierde din proprietăți. Așa e, legumele își pierd în proprietăți, da? O să gătesc, poate fac la cuptor niște conopidă cu o bucățică de ied. Dacă o fac mai mic, așa? Așa. Și am terminat, a rămas ștevia, care o punem pe ultimul moment. Și leușteanul iarăși îl punem pe ultimul moment. Acum apuc să curăț mazărea, care ia mai mult timp. Deci, camarazi, uitați aici ce am făcut. Multă conopidă, aici. Multă conopidă, ceapă, dovlecel și după aia pun restul, știi? Adică îi dau drumul la treabă și când e gata, vă arăt ce capodoperă am făcut. Adică vă pup, pa!